În piața 1 mai din municipiul Târgoviște au apărut brazii pentru pomul de Crăciun. Dacă cei românești se pot găsi de la 50-60 de lei, cei din străinătate, mai exact din Danemarca, depășesc 200 de lei și pot ajunge și până la 600 de lei. Astfel, dacă până acum nu v-ați grăbit să vă achiziționați un brad artificial și niciunul de ghiveci, trebuie să știți că în piață au apărut cei naturali, majoritatea aduși din străinătate. Însă anul acesta nu doar cererea de brazi de Crăciun este mai mică, ci și oferta. Comercianții găsiți de noi în piața 1 mai din municipiul Târgoviște au declarat că au la vânzare jumătate din marfa pe care o aveau în anii trecuți. Cât despre prețuri, în funcție de mărime, cei aduși din Danemarca sunt de la 200-250 de lei și până la 600 de lei. Pentru buzunarele dâmbovițenilor de rând sunt cei câțiva pomi aduși de la Miercurea Ciuc și pe care îi puteți găsi și la prețuri de 50-60 de lei. Dăm brad de la 200 de lei în sus până aproape de 600, 250-260, depinde de brad. A început să se vândă, au început oamenii să vină, să caute, să se uite? Întreabă, încă nu au cumpărat, ieri am vândut ceva și întreabă, pe 15, pe 16, când o lua lumea salariile, atunci îl veni la... Da. De unde sunt aduși brazi? Noi aducem de la Oradea, sunt aduși din Danemarca, brazii. Brazi de la noi, din țară? Nu, se mai vând, doamnă, sunt foarte urâți. Anul trecut, cum mergea? Mergea vânzarea mai bine decât anul acesta? Bine, să știi. Și prețurile? Tot aceleași. Depinde de omul, după, e criza. Na. Vine omul, mai dă acum 1.000.000, 2 cu un brad. Practic, cei mai căutați care ar fi? Ăștia românești, mai ieftini. Ce e ieftin? Nu contează că e de afară, că e din țară, contează să fie ieftin. Nu se uită nici la cum arată. Nu mai contează frumusețea, contează să pui umbra la copii acolo, să pui în el o instalație, un globuleț. Cu criza asta nu cred că o să fie vânzare. După cum observ eu ce e în piață, nu. Nu o să fie vânzare așa. Este al doilea an consecutiv în care direcția silvică Dâmbovița nu mai are de unde să scoată la comercializare brazi sau molizi. Asta deoarece suprafețele împădurite cu brazi au scăzut foarte mult și nu își mai pot permite să defrișeze.